Începem, da? Bună ziua, domnule primar, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Începem ședința din 21.07.2017. 27.07.2017. Cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ungureanu Petrea, președinte de ședință pentru luna august 2017. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local 49/2014 privind completarea bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Târgu Jiu, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 35/2015 privind completarea bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Târgu Jiu, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Târgu Jiu, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind menținerea rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru anul școlar 2017-2018. Proiect de hotărâre privind 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor împărțite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pe trimestrul 2017. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Târgu Jiu, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază din aparatul de specialitate al primarului Comunei Târgu Jiu. 9. Proiect de hotărâre privind convocarea numărului proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării imobilului teren, construcții rezervor apă și aparține domeniului privat al Comunei Târgu Jiu, prin prăjurări de licitație. Inițiator, primarul Comunei Târgu Jiu, aici de față, domnul primar. Și acum trece divers. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Aș face propunerea să începem cu invitații, ca să nu stea până la... Avem chiar ultimele puncte referitor la dânsii. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația domnului director și doamna Sărbăn. Aș da cuvântul domnului director de la Bucuștex, referitor la acel rezervor care a fost cu plătii, să zic așa, la un moment dat, să ne explice de ce este vorba. Este unul din cei care avea să participe la licitația pentru terenul și cu rezervorul respectiv. Într-adevăr, Consiliul Local va decide dacă se va da terenul sau nu se va da. Domnul director, vă rog. Ok. Bună ziua, vă mulțumesc că m-ați acceptat la ședința dumneavoastră. Nu știu dacă e nevoie să încerc o prezentare a companiei. Bănuiesc că fiecare dintre dumneavoastră o cunoaște, că sunt aici la dumneavoastră din 97 și pe lângă locurile de muncă pe care le-au creat, cred că au adus un suflu nou prin vizitele pe care le-au adus și au făcut ca Târgu Trotuș să fie cunoscut și pe plan internațional, numai pe plan național. Eu pot să mă refer la ultimii ani de când lucrez eu aici la Târgu Trotuș și o să-mi venit din 2010 și am prins în derulare o parte de investiții care aici în Târgu Trotuș s-au materializat prin extinderea capacității de producție. Tot cu sprijinul dumneavoastră am reușit să ne extindem puțin prin concesionarea unor terenuri. Am reușit să construim, să ne mărim o hală cu aproape 2000 de metri pătrați. Această extindere, evident, că a dus la creșterea locurilor de muncă. Când am venit eu în 2010,
era undeva la, aici în Târgu Trotu, și era undeva la 150 de angajați, acum sunt peste 260, undeva între 260-270 de angajați. Toate aceste lucrări de modernizare, evident că trebuiau să fie finalizate cu o autorizație de funcționare, autorizație condiționată de obținerea unei autorizații de securitate la incendiu. Ca să putem obține această autorizație, ne s-a impus pe lângă instalațiile de hidranți și o rezervă intangibilă de apă. Ca o primă soluție, undeva vorbesc spre anii 2013-2014, noi am observat că undeva în zona noastră era o clădire care bănuiesc că a fost folosită cândva înainte de 89 pentru grajdurile CAP-ului, probabil pentru adăpat vite, nu știu exact care a fost destinația, oricum era o instalație, o clădire într-o stare deplorabilă, nu o folosea nimeni și ne-am gândit că am putea să încercăm pentru a micșora timpii de execuție, în loc să construim un rezervor nou, ne-am gândit că am putea să folosim, să reamenajăm acel rezervor. Am făcut atunci tot așa niște cereri, tot cu sprijinul Consiliului Local de atunci, de prin 2014, dacă nu mă înșel, s-a organizat o licitație pe care am câștigat-o. Am preluat spațiul respectiv, l-am reamenajat, dacă cineva își amintește cum a fost și cum este acum, poate să facă o diferență între cum era și ce am reușit noi să facem acolo. Ne-am făcut niște calcule, am obținut niște devize, niște oferte și am ajuns la niște sume pe care încercăm să le obținem ca investiții de la proprietarul firmei. Ni s-a sugerat să încercăm să achiziționăm acel imobil, pentru că investițiile pe care ar trebui să le facem în continuare sunt foarte mari. Dintr-un punct de vedere, faptul că noi dorim să achiziționăm în continuare imobile aici la dumneavoastră și să ne dezvoltăm, cred că reprezintă, să zic așa, gradul de seriozitate a societății. Cumva, să zicem, nu neapărat o garanție, dar reprezintă intenția noastră de a rămâne aici, de a ne dezvolta, de a sprijini comunitatea locală, de a crea locuri de muncă noi, dar avem și noi nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a ne termina investiția și pentru a putea obține această autorizație de funcționare, pentru a intra în legalitate. Nu știu dacă vă ajută să vă spun că investițiile care ar mai trebui făcut acolo ar mai trebui învelopat bazinul, pentru că trebuie făcut o membrană la interior, am făcut niște probe. Am umplut bazinul și se golește imediat, în câteva zile se golește, deci trebuie refăcută membrana de la interior. Am cerut niște oferte, acolo sunt vreo 3-4 mii de euro. Grupurile de pompare și cu stația de automatizare ar fi undeva la 13-15 mii de euro. Nu am vrea să facem investițiile astea într-un spațiu pe care nu garantăm. Ne-am simțit mult mai confortabil, vă zic sincer, ne-am simțit mult mai confortabil dacă am putea face investițiile astea într-un spațiu care am ști că este al nostru. În plus, el va fi folosit ca rezervor de apă, o rezervă intangibilă de apă, care la nevoie, Doamne ferește, poate fi folosit și de intervențiile celor de la pompieri în cazul unor situații nedorite în comună. Pentru că, după cum știți, ei vin cu o mașină, două, o golesc la locul incidentului, după care fugă înapoi la Vănești ca să o umple. Noi am oferit o alternativă prin rezervorul ăsta, ar fi aici la doi pași. Noi o privim tot ca un sprijin acordat comunității locale. Cam asta ar fi intenția noastră. Știu că probabil dacă se aprobă va trebui să participăm la o licitație.
Ne-am măsurat și noi forțele cu eventuale pretendenți, ne-am făcut temele și avem o alternativă, avem o soluție de rezervă. Avem posibilitatea să ne cumpărăm niște budane dintre astea de fibră, de sticlă. Am niște oferte, le-am adus cu mine, o budană de aia de 100 de metri cubi, 100 de mii de litri, e undeva la 12.000 de euro. Deci, ca alternativă, noi am vrea să știm sigur dacă putem cumpăra, participa la o licitație, dacă vedem și prețul la care ajunge licitația respectivă, dacă nu o să ne facem. Noi problema oricum trebuie să ne rezolvăm, pentru că avem nevoie de autorizația respectivă. Ne-ar bucura dacă ați decide dumneavoastră să vindeți, pentru că oricum sunt niște bani care ar intra undeva în conturile primăriei, bani care bănuiesc că sunt necesari, că niciodată niciun ban nu strică. Eu vă mulțumesc și sper ca demersurile noastre să... Da, și nu? Ce capacitate are rezervul? Modificăm ordinea de 10 ca să... El este puțin mai mare decât ne trebuie nou. Da. Nu se suferă pompierul dacă avem mai mult. Când e mai mică? Consiliul Local al Comunei Târgu Turoduș își conducește raportul de evaluare numărul 2334 pe 2017 pentru imobilul compus din teren intravilan, având categoria de folosință cu construcții în suprafață de 880 metri pătrați. În paranteză, dintre care 431 metri pătrați în intravilan și 449 metri pătrați în extravilanul Comunei Târgu Turoduș, din care suprafață construită 193 de metri pătrați. Întrucât de către expert, evaluator, autorizat, SC Intel prin SRL, anexa numărul 1, la prezenta hotărâre. Dacă sunt discuții din partea noastră, domnul Chiteru, domnul Părăre, da, domnule consilier, aveam să-i spun domnului director că la ședința trecută acest proiect nu a trecut. Pentru că spune la proiectul acuntul numărul 8, proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, întocmit în vederea vânzării imobilului, teren și construcție rezervorată, ce va ține domeniului privat al comunității Turoduș prin procedura de licitație publică. Deci proiect, acest proiect a fost respins. Da? Au fost 4 voturi PEN. Iar a fost respins pentru că nouă în ședința respectivă mi s-a adus la cunoștință o suprafață în intravilan mai mare, față de ce a pus sezin cu o ședință mai înainte. Ori eu atunci am luat cuvântul și am spus că nu mi se pare normal că având o suprafață de variant mai mare, vreau ca să, nu știu dacă e normal ca să facem, să ar trebui poate mai adăugat ceva la preț. Am venit eu cu o propunere. Și discutasem în ședința pe comisii cu colegii mei, unii dintre colegi. Aici văd în vedere regulamentul cadru privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru vânzare, concesionare sau închiriere a imobilelor. Așa, comisie constituită numai din deci din angajații din primăria Târgu Turoduș. Și eu cred că ar trebui să facă parte fiind, sper să fim, trei partide politice în acest consiliu, ar trebui să facă parte și câte un membru
adică sunteți un consilier, ca să, eu zic așa, să le arătăm oamenilor că avem, că există transparență și suntem deschiși la dialog. Adică eu asta doresc și asta cer. Nu poate cineva să vină să-mi spună cineva care stă într-un birou, poate nu este un evaluator, poate sunt câteva cadre de aici care sunt bine pregătite, știu să fac o evaluare. Adică ar trebui să avem și câte un consilier. Da. Poți să vă răspund pe asta? Ok, eu trebuie să răspund. Asta trebuie să spun spuneți pentru asta, dar nu așa, domnule. Ce vreau să vă răspund. Bun. Este a treia oară când vorbim despre această problemă. La ședința de rândul trecut a fost în înțelegerea cu intradelanul și extradelanul. Eu zic că nu are rost, pământul nu este mai mult sau mai puțin, decât a fost ședința când am aprobat acest proiect de hotărâre. Și eu zic că ar fi bine să-i dăm drumul. În ce privește aceste comisii de evaluare, facem... Se poate de la noi? Da. Trebuie să discutăm componența lor pe viitoare. Domnul Dinu? Da, eu și la ședința trecută am pus problema asta și revin cu ea. Evaluarea. Mie mi se pare o evaluare sub dimensionată, ca să zicem așa. La un moment în care nu spuneți că are 200 de metri cub și plus 800 de metri sau cât și de metri de teren, 1000 de euro sau ceva, 9000 de euro. Mi s-au dat niște argumente acolo de evaluator, că nu știu de care era uzură, gradul de uzură sau așa. Chiar vreau să-l întreb, dacă văd că nu e aici, ca expert, cam care ar fi o sumă pentru construcția unui bazin de ăsta cu 10 metri de diametru și cu volumul X. Ca să avem și noi idei, nefiind de experți, eu, părerea mea este că cred că 100-100 ceva de mii de euro ar fi construcția la un bazin nou. Chiar nu s-a spus, construcția la un bazin nou implică o cheltuială adăugând suprafața de teren. Părerea mea este că evaluarea este cam subevaluată, ca să zicem așa. De aia am avut ceva contra la... Și din nou vin și pun problema asta. Deci, plecăm la licitații, noi să votăm la prețul X. Deci nu se mai umblă la nimic cu evaluarea. Mi se pare că evaluare, adică poate la ochi. Ca și terenul, și construcția. Indiferent de gradul de uzură. Adică eu nu sunt nici constructor, nici expert, nici într-un fel. Dar în afară de o crăpătură, în bazinul ăla, să știu eu ce se mai poate întâmpla. Dumneavoastră a spus că 3.000 de euro l-ați făcut? Nu, aici a fost... Domnul a spus că 3.000 de euro l-ați făcut un felător și ce... Eu fac aceeași... Ce pot eu să vă spun? Că am cumpărat în zonă, de când sunt eu în 2010, am cumpărat teren, dacă faceți referire la teren jos în vale, cu 2 euro metru pătrat. Deci asta e... Asta e prețul pe care am luat de la persoane fizice de acolo. Și nu am luat un teren, am luat de la noi, am luat până în deal. Domnule, am luat o lună, anul trecut. Dar nu vreau să aducem în discuție prețul pe metru pătrat. Deci asta... Construcția la fel. Dacă vreți, vă aduc imagini la cum arăta construcția înainte de a o prelua noi în 2014. Eu sunt agricultor și în fiecare zi trec pe lângă construcția aia de 20 de ani. Și am fost și la fermă, știu construcția și când era funcțională. Vedeți un ritual de trecere pe acolo. Da, știu și după, deci știu toată istoria. Dar nu, pentru mine asta a fost problema. Eu am venit doar să aflu dacă dumneavoastră vreți să-l vinde sau nu, pentru că v-am zis să avem alternative. Vrem doar să știm... Asta facem aici. Deci noi nu vrem să vă forțăm mâna, nu vrem să... Nici măcar nu este o rugăminte. Am venit să aflăm decizia dumneavoastră. Da, corect. Bine, domnul Moistă. Eu pot să vă dau detalii, lucrez în domeniul, dar o societate pregătesc această stație de incendiu, lucrez de vreo o lună jumătate la ea. Are amenajat un bazin de dimensiune asta, are costul peste 3.000 de euro, nu ce a zis dumneavoastră, ca să o învelopez din nou cu o membrană de cauciuc, ca să fie impermeabil. Plus stațiile și plus tot acolo, vă costă enorm. Așa că
dacă vrem și putem să ajutăm, trebuie să dăm acest teren ca să îi dea aminte în suprim aici. Să dumneavoastră de acolo efectiv terenul să trebuie să investiți, să refaceți total, ca să fie acceptat. Plus cheltuia la care a făcut-o până acum. Da. Domnul... Nu am referitor la ce a zis domnul Sfârnea, deci eu zic să-i dăm drumul la proiectul ăsta și să ne gândim că aceeași, devin cu aceeași boră, ia. Jumate din cursa și din drumul totuși au de muncă la trotuarele. Și din Ișoara. Deci trebuie să ne gândim la... Deci primul și primul lucru. Deci, dumneavoastră hotărâți, mulțumesc. Bine, supunem la vot. Cine este pentru? Deci vreau să vă zic așa. Da. Că cine este pentru să vă aducem un act, trebuie să trebuie procesul verbal. Domnul Băcar, am stat cu mâna pentru? Am stat. A stat, da. Abate, da. Moise, da. Mână, da. Mărte, da. Dumneavoastră, da. Domnul aici. Cine este împotrivă? Deci abține, da? Abține, da. Bun. Ai văzut că exact cum a zis domnul director, să fie trecut acolo la un plan, ca să putem beneficia și noi la rezervă, să nu facem nici lucru. Deci poate să fie trecut un plan. De moment ce revine, sunt o să fie în proiect este un cămin pe lângă bazin, trebuie să fac un cămin de descărcare rapidă, să încarce mașinile cât mai rapid, pe o conductă de 4-5 sau nu știu cât exact. Deci, orice mașină de pompier cu asta, acolo se bucurează rapid și încarcă, asta e pompier. Dar nu am dat la stradă. Din comisie, domnul director, va face parte și pe comisie, este domnul. Trasează și încep lucrările atât la interior, cât și la exterior. Se pot lucra, nu se împiedică echipele unele cu altele. Fiecare e altă specialitate. Asta înseamnă că este terminat mai repede proiectul respectiv. Constructorul a mai executat lucrări, deci are experiență. A fost câștigată licitația în SEAC, deci au fost mai mulți ofertanți. El a fost câștigător. Toate evaluarea a fost făcută de o echipă de experți din afară, consultanți din afară. Am înțeles că toți au fost, s-a câștigat licitația în unanimitate, respectiv o valoare cea mai mică, de 5 miliarde și câteva sute de mii. Deci, important de la acest moment este ca lucrarea să fie terminată până la începerea școlii a copiilor. Asta e cel mai important. După cum știți, se face un grup sanitar, este clădirea anexă. Este dotată cu un grup sanitar pentru sexe și pentru copii cu dezabilități și pentru conducerea școlii. Intrarea se face din interior, nu se afectează structura de rezistență, ușa care va fi din interior este formată dintr-un geam, deci se
demolează doar partea de inferioară a geamului, H-ul geamului, restul este deja și se lărgește puțin, se consolidează, deci nu se lasă ca să nu aibă probleme, să nu fie probleme, pentru că la clădirea anexă să nu se afecteze prin săpare fundația clădirii existente a școlii, se pun niște stâlpi care au loc de rezistență și nu afectează atât de mult structura. Structura școlii s-a făcut expertiză, este bună și respectă toate condițiile de rezistență și durabilitate care sunt la acest moment impuse. Prin construcția acestei clădiri anexe se mărește gradul de confort a copiilor care vor învăța în această școală, deci pentru copiii dumneavoastră, deci vor avea asigurată o temperatură normală în sălile de clasă prin centrala care se va fi aici în această clădire anexă, iar grupurile sanitare la fel le va asigura un grad de sănătate și igienă copiilor dumneavoastră. Vor avea apă industrială. Asta le știm, ne zbatem de 4 ani să începem acest proiect. Noi v-am invitat pe dumneavoastră în ședință, cum nu v-am prezentat noi, SIGE-ul românesc, v-am invitat pentru să participați alături de noi în ședință, să vă rugăm să aveți grijă să se execute aceste lucrări de calitate, să nu... Deci sunteți reprezentantul nostru, efectiv, acolo. Corect. Deci asta e și calitatea, să respecte proiectul. Ce există acolo, instalațiile, tot ce este să se respecte conformul anului și... Deci vom respecta proiectul. Dacă exact. În momentul în care începe apar probleme pe parcurs, toate vor fi rezolvate cu proiectantul la fața locului și cu dispoziție de șantier care va face parte din proiectul respectiv. Deci nimic nu se va face fără să fie transparent și cu respectarea normelor și normativelor în vigoare. Și asta am avut o rugăminte să facă un grafic ca să, constructorul, ca să poată, să putem să-l silim să termine ca la începerea școlii. Da, a trecut de... Nu vrem să ținem copiii cu șantierul deschis acolo. Ideea era să se înceapă această lucrare la sfârșitul anului școlar, adică o lună. Nu s-a putut, s-a înțeles. Dar dacă se poate să se urgenteze, să se termine pe 1 octombrie, de să nu de trecem de acest termen ca să ținem copiii în... Deci noi când am luat amplasamentul, am fost și reprezentantul constructorilor, domnul inginer Zvâncă, și discuția mea cu dumnealui și după aia și la domnul primar, au promis că în două luni jumătate lucrarea va fi gata. De aia a fost și rugămintea să înceapă și din interior și din exterior. E și normal să înceapă. Și atunci, dacă încep așa, vor avea o productivitate mai mare. Și eu sper, am mai colaborat cu ei, eu ca diriginte, ei ca și constructori, și și-au respectat cuvântul. În astăzi sunteți reprezentantul nostru, nu al constructorilor. Dar nu vorbesc în numele constructorilor. Adică dacă eu silesc să facă, dumneavoastră considerați... Dacă sunteți al mentorii, atunci înseamnă că țineți cuvânt și eu. Bănuiesc că o să fim anunțați de oricine regulă, nu ca să ați dus capătul sau ați lucrat mai cu constructorul sau asta. Am lucrat nu cu el, eu. Deci eu ca diriginte, dumnealui ca și constructor. Deci nu înțelegem greșit. Deci ne-am mai întâlnit în cursul anilor. Și eu cu dânsul. Păi am zis să fac un grafic ca dumneavoastră să știți când termină lucrarea mai repede. Deci nu am făcut niciun aranjament. Dacă plecați pe condițiile astea, mă jigniți. Eu nu primesc nimic și nu dau nimic. Deci eu sunt corectă, deci nu trebuie să interpretați pe fiecare după poziția dumneavoastră. Deci vă rog frumos. Mă descurc, să mă miră. Și dacă se va depăși termenul care s-a reculat aici, data de 1 octombrie, ce se va întâmpla? Depinde ce este stipulat în contract. Dacă deci în contract, nu mai puțin dacă îmi dați da. Deci în contract este stipulată data de finalizare 1 octombrie 2017. Penalități. Dacă sunt penalități. Deci, atunci, se aplică penalități, dacă așa este. Se vor aplica penalități? Nu eu le aplic. Deci nu este calitatea mea de diriginte să aplic penalități. Este beneficiarul. Am înțeles. Hai să vedem. Mulțumesc. Doamne, 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 doamne,
Eu am înțeles că face Transcarpatul. Cine a câștigat licitația? El a venit la preluarea în plasament. Nu face nimeni sub antreprise. El a venit, eu i-am cerut să-mi dea decizii pentru personalul care va lucra acolo și am înțeles că sunt, că sunt oameni responsabili din partea Transcarpatului. Da, doamnă, așa a zis, da, așa a zis. Pe da. Noi vă mulțumim că ați venit în loc cunoștință, cum colaborare. Mulțumesc și eu că m-ați invitat. Sper să fie colaborarea bună. Să... Va fi o comisie și din cadrul Consiliului. Oricând putem merge împreună, eu verific lucrările periodic, deci nu, nu semnez fără să văd ce a făcut vreo să fac măjurători. Doamne, dacă va fi și o comisie din partea Consiliului Local, foarte bine. Vor fi consilier, da? Programitarea o să fie când veți veni dumneavoastră să fim anunțați și noi sau cine vă face parte din, din acea comisie? Să fie anunțați? Oricând, numai că eu vin, o să vin și de mai multe ori, nu trebuie să vă anunț, că dumneavoastră responsabilitatea mea este să urmăresc toate fazele de lucrări. Nu când veniți și când puteți dumneavoastră. Nu care să ne... Bun, doamna, să vă mulțumim frumos. Bună ziua, vă doresc succes și multe proiecte. Mulțumim, doamne. Bună ziua, Dumnezeu. Bună ziua. Procesul verbal al ședinței ordinare este în data de 15.06.2017. Dacă sunt ceva discuții de procesul verbal, domnul Liviu, cine mai dorește să facă? Procesul verbal din ședința aceasta. Deci, domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință la procesul verbal, la punctul 3, care a avut, deci care a fost ordinea de zi, data de 15 iunie, proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi din satele componente ale comunei Cărcuțu, județul Bacău. Și eu am dorit atunci ca strada Nicolae, ca strada de la Rochea, să se numească strada Învățător Maria Robota, și strada din spatele parohiei catolice, pentru că am discutat cu cetățenii, strada parohială mamă catolică. Adică să se diferențieze din asta. Eu mă aduc la cunoștință că am depus un memorandum, memorandum aici la primărie, în speță, am adresat primarului și Consiliului Local. Deci, pentru că nu am vrut ca să intru în contextul ca să blocăm acest proiect. Bun. Eu aș dori, rugămintea mea este la dumneavoastră, ca și colegi, deci nu vreau să vă influențez cu nimic, rugămintea mea este ca să, dacă sunteți de acord cu această plângere prealabilă, aș dori ca dumneavoastră să dați acordul ca să putem schimba aceste două străzi. Pentru că dacă dumneavoastră nu veți da acest acord, mă rog, vei fi nevoit ca să mă duc în instanță. Nu, deci dacă vrei să vrei cineva să te astea. Da, eu am să citesc. Mai avem discuții de tema asta, să citesc în bine. Subsemnat unui titelul limit domiciliar de domnul atrăgător județul Bacău, în calitate de consilier local, în calitate de consilier local al domnului atrăgător județul Bacău, prin prezent am formulez. Plângere prealabilă, da? Prin intermediul căreia vă solicităm să dispuneți revocarea în partea HR numărul 40, emisă la data de 15.06.2017, de către Consiliul Local al Comunei Târgu Turcu, județul Bacău, în urmă de motiv. În fapt, la nivelul Comunei Târgu Turcu, județul Bacău, au avut loc discuții pe tema atribuirii unor denumiri de străzi de pe raza satelor din componența localității, iar în urma consultării cu cetățenii am susținut o ședință, domnul Consiliu. Ascultați atunci. De-a lungul timpului și-au adus contribuția la dezvoltarea comunei și la formarea elevilor în unitățile de învățământ. Astfel am solicitat cartela care duce la sediul bisericii romano-catolice, strada Marin Preda, curtea 21 din anexa numărul 1, la HCR numărul 40 din 2017, să poarte denumirea de strada parohia romano-catolice, pentru facilitatea accesului cetățenilor străini de localitate la locașul de tur, precum și strada Învățător Maria Rocorza, strada Nicolae Iorga, curtea numărul 23 și curtea numărul 1, la HCR numărul 40 din 2017.
Intrat discuțiilor democratice purtate pe această temă, în anexa numărul 1 la HL 417, nu sunt cuprinse și solicitările mele verbal, aprobate verbal, anterior, inclusiv de către primarul localității. Prin această acțiune consider că a fost adusă atingere valorilor culturale ale comunei prin faptul că au fost omise în mod intenționat unele personalități, de personalitate. Doamna Rogoza, destui biserică. Exemplificând în acest sens o fostă doamnă învățătoare, fost primară a localității, în prezent decedată. O doamnă care de-a lungul timpului și-a dus contribuția la formarea multor generații de elevi, copii din cadrul comunității noastre. Autoritățile administrative publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității și de soluționare la nivel local a problemelor de orice natură, inclusiv în cazul în care se intenționează acordarea denumirii unor artere de circulație aflate în administrare. Constatăm astfel că dreptul și interesul reclamat este identic cu interesul colectivității locale cu privire la denumirea străzilor din unitatea administrativ-teritorială, ai cărei locuitori reprezintă colectivitatea locală. În situația dată, având în vedere faptul că denumirea unor străzi își pune amprenta asupra individualității colectivității locale, se impunea punerea în discuție și a propunerii verbale formulate de mine, propune rezultate în urma consultării cetățenilor. Vă mai citesc? Bun, aici e vorba, aș și spus-o și eu. Eu am cerut parțial pentru mine. Bun, eu v-am citit parțial. Nu am cerut parțial. Să dispuneți măsurile legale ce se impun în vederea revocării din aștere. Să renunțăm la cele două străzi și să eu am discutat chestia asta, am spus că nu are nicio legătură cu potrivă. Ne întârzi proiectul cu ceva, dacă... Nu ne întârzi cursul lui, pentru că eu am învățat un jurist. Nu are nicio legătură. Deci, hotărârea 40, ea deja s-a făcut comunicarea, nu i-a dat voi din instituția, personalizată pe serviciu public de evidența persoanei de la Târgu Ocna, unde i s-a făcut un raport și urmează să intre în baza legislativă națională pentru atribuirea acestor denumiri. Acum, dacă dumneavoastră vreți să se schimbe aceste denumiri, înseamnă noi să facem o nouă procedură. Iar trebuie să trimitem la Bacău, la Comisia Județeană, prin care trebuie să solicităm înlocuirea celor deci, două străzi. Bun. După ce primim avizul favorabil, iar trebuie să intrăm în Consiliul Local și după aia să trimitem iar la toate instituțiile deci, la care s-au haideți să facem așa. Cea mai bună variantă, eu am discutat cu dumneavoastră și atunci. Haideți să-i dăm drumul la proiect, să meargă așa în continuare. Iar în viitorul apropiat, putem reveni cu un proiect. Chestia asta a fost și la Moinești acum de recent. Păi am înțeles, dar nu ca să oprim tot și să... Doamna, am venit la dumneavoastră în birou și am avut o discuție. Nu ne-am încuiat, nu s-a vizionat, deci nu am făcut nimic. Deci am avut o discuție. Mai puțin, doamna, dacă vă spune. Nu e trimită. Doamna, nu, lăsați-mi, lăsați-mi o parte. Bună și doamna. Am avut o discuție și am spus, decât să blochez acest proiect, am posibilitatea să blochez și voi bloca. Dacă nu se dă un aviz favorabil, îl voi bloca. Și atunci procedurile vor fi mai lungi. Deci, asta înseamnă că acest proiect, acest an, nu poate. Ce am respectat pașii, toți pașii, am venit, am făcut. Nu lasă niciun șantaj, nu are niciun sens. Aici se e destul de clar. Contract discuțiilor democratice purtate pe această temă în anexa 1 din HL 40, nu sunt cuprinse și solicitările mele aprobate verbal. Știți destul de bine că v-am dat niște tabele la început de an. Au stat 3-4 luni la dumneavoastră. Nu ați adus? Hai să luăm pe aia bună. Ce să mai arăta în mână și arăta o lălăim? Parcă... Cea mai bună variantă este asta. Dați drumul la proiect așa, punem denumirile, revenim cu un proiect peste câteva luni de zile și se... Deci da, va intra pe coale proiectul ăsta național pe fonduri europene, nomenclatorul strada. Un proiect care va fi național și va fi aplicat la nivelul fiecărei unități administrative. Prin acest proiect se regăsesc mai mulți factori, printre care referentul care se va ocupa în mod direct cu înregistrarea în acest program cu numele de străzi și numele străzilor și numerele administrative al fiecărei gospodării, va un alt factor implicat va fi secretarul, primarul și consiliul local. Deci referentul care se va ocupa cu înregistrarea acestor denumiri în acest proiect
va aduce la cunoștință primarului și primarul va aduce la cunoștință Consiliul Local și putem modifica denumirile de străzi. Să lăsăm un pic să se implementeze acest proiect care se cheamă Registrul Nomenclator Stradal la nivel național și atunci, printr-o hotărâre de Consiliu Local, modificăm strada din Nicolae Iorgan Învățător Rogoza și strada Marin Preda, care asta în spate, în parohie. Deci, un pic să intre acest proiect și atunci, printr-o dispoziție a primarului, prin dispoziția primarului, vor fi delegate persoane care vor avea aceste atribuții de referent, de secretar, de primar și consiliu local și fiecare și intră în atribuție și rezolvăm problema acestor străzi, nu denumiri de străzi. Probabil printr-un proiect de hotărâre de consiliu local prin care se propune schimbarea, se va duce din nou la comisia de atribuire din cadrul prefecturii și aceeași de nu schimbăm toată anexa, schimbăm efectiv cele două străzi. Da. Domnul Mureanu, eu atât aș vrea să adaug că, dacă se poate atunci, aș vrea să schimbăm și strada noastră. Da. Strada Eroilor. Păi da, un gelu acaba. Acela. Și eu atunci, la fie monumentul Eroilor acolo și e la dos. Ce face? Ducăm noi monument. Mutăm monument. Eu vreau să vă spun că deja... Sau dacă nu, haideți să facem de parca. Tuta să rămână așa, să dăm drumul. N-ai cum. Și drumul mai multă să ajungi. Deci, procesul verbal. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Bănuiesc că se va da. Deci continuăm cu primul proiect. Deci un proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ungureanu Petrea, președinte de ședință pentru luna august. Cine este pentru sau dacă vrea cineva? Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 49/2014 privind completarea drumurilor aparținând domeniului public al Comunei Petrișorul, județul Bacău. Dacă vă doamne, explice exact de ce este problema. Deci, la data când s-a aprobat această hotărâre 49, conținutul hotărârii, la articolul 1, era specificat că se completează inventarul domeniului public cu bunurile de la numărul 1 la 158. Nu, era corect în hotărâre. În hotărâre era corect, de la 157 la 313. Da. Iar când s-a atașat anexa la hotărâre, a fost denumărătoarea de la 1 la 158. Când am ajuns cu hotărârea la Consiliul Județean, pentru că procedura de modificare și completare a inventarului domeniului public se face prin comisia juridică de la nivelul Consiliului Local, Consiliului Județean, pardon, care va fi înaintată Guvernului pentru modificarea anexei 82 la HGR 1347 din 2001. Și mi-a respins-o și mi-a spus implicit, după această hotărâre 49, tot Consiliul Local a aprobat o hotărâre care a venit iar cu funcție de necesitate la ora respectivă, de parcă două drumuri era. Era prin hotărârea 35, s-a completat inventarul cu numele de la 156 la 157. Ne ținând cont de hotărârea 49, care al articolul 1 era de la 156 la 113. Și acum când avem din nou iar două imobile care vor fi completat inventarul domeniului public, s-a ajuns că nu există, nu sunt numele cronologic de la ultima
hotărâre de guvern 1347, care specifică că inventarul domeniului public la ora actuală a comunei s-a oprit la poziția 155. Dacă eu am atașat la raportul meu de specialitate ultima hotărâre de guvern prin care se arată că se completează anexa 82 cu poziția 155. Noi, cu inventarul, trebuie să pornim de la 156 și să avem în ordine cronologică până la ultimul bun care vrem să completăm. Și de asta Consiliul Județean ne-a sugerat să modificăm anexa la hotărârea 49 cu numele de la 156 la 313, după care să modificăm hotărârea 35 cu numele 317. Deci există o ordine. Și acum... Deci am pus în ordine. De astea hotărârile sunt una după modificarea hotărârii 49, modificarea hotărârii 35 și a treilea punct este completarea inventarului domeniului public cu alte două imobile. Acestea sunt tronsonul de pârâu Văratic, unde urmează să face proiectul de pod pe Vișoara, în cadrul grupului de galului Valea Brotușului. Și un alt imobil care urmează a fi completat inventarul este terenul din spatele Căminului Cultural de la Cuta, unde avem proiectul pe măsura 76 de reabilitare, modernizare și extindere. Deci sunt cele două... Deci discuția asta apidează 3 puncte. Da, deci eu am făcut expunerea la cele 3 puncte din ordinea de zi. Pentru să le cumulăm, ce rost are să votați separat. Votăm separat, nu mai discutăm. Deci, acesta și separat. Referitor la punctele astea, și în momentul în care unii proiecte și ei se aveasă de... de numele de astea. Ele au plecat greșit de la început de numele de astea, de la 1. Da. Poate se schimbă doar niște lucruri. O să fie o hotărâre, chiar acum vin de la Bacău, la drumul județene, fac o paranteză, deci așa. O să, și de la Consiliul Județean, de la compartimentul juridic, am fost și am discutat cu juriștii de acolo, deci urmează ca inventarul domeniului public să se facă o singură hotărâre cu toate bunurile. Deci toate hotărârile de Consiliul Local, prin care noi am completat inventarul domeniului public, vor fi abrogate și vom veni cu o hotărâre în care cu anexă cu bunurile de la 1 la 320 sau cât o ajunge noi. Dar în prima fază, acum, pentru faptul că noi suntem cu cele două proiecte în derulare, podul de la Vișoara și cu reabilitare căminul de la Tuta, suntem nevoiți să înaintăm Consiliul Județean hotărârea prin care și să înregistrăm aceste bunuri în cartea funciară, să-i dăm un număr provizoriu ca să ne putem noi desfășura activitatea pe cele două proiecte. Dacă nu facem, nu se aprobă, deci noi rămânem blocați cu proiectul de pe GAL, care deja prima sesiune iulie-august s-a terminat, la sfârșitul lunii iulie s-a terminat, intră pe sesiunea octombrie-noiembrie cu proiectul ăsta de pot la Vișoară. Care? Căminul este deja proiectul este în studiu pentru eligibilitate la Iași la FIE. Este depus. Poate toată cine dorește poate accesa site-ul AFIE-ului și vede acolo proiectele depuse pe. Urmează să avem vizita în teren să facem. Da, urmează vizita în teren pentru evaluare. Mai sunt discuții, consilier, dar punem la vot. Cine este pentru? Punctul 2, da? Punctul 2. 14. Punctul 3. Mai scrieți corect? Nu. Să punem la vot punctul 3. Punctul 4. Să punem la vot. Proiect de hotărâre. Nu? De acum. Proiect de hotărâre privind menținerea rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale pe anul școlar 2017-2018. Dacă cineva are discuții pe ședință. Nu mai discuții. Nu mai discuții.
place să vă zice ceva? Poate mai așa, mai sau să citim și noi, sau să... Vreau să mi-a ținut țeaua pe oameni, pe unătății ai nezavite. Nu s-a modificat nimic. Dacă ședeți... Dar asta... În ședința din 2012-2016, a fost aprobat acest proiect de hotărâre. Da. Da. Și ulterior, adoptării hotărârii din decembrie, a venit avizul de la inspectorat. Deci singura modificare pe care am făcut hotărârii, proiectul de care l-ați avut acum, este trecut avizul. Deci nu era trecut avizul de la inspectoratul școlar. Asta e singura modificare la hotărârii. Scrie ceva. În restul s-a și, practic, mi-am făcut asta la solicitarea inspectoratului școlar. La acest proiect de hotărâri, deci, în ședința de astăzi, apare tot doamna Socan ca inspector general, ceea ce îți fac. Păi, dar ai venit până la domnul Coac, uitați-vă la data de când e avizul, nu este fals. Bine, gata, nu mai comentăm. Este aceeași denumire, vreau să zic. Păi da, denumirea este la fel. Deci, atât am trecut în preambul la avizul, de la inspectorat care nu era trecut și care ei consideră obligatoriu să apară în cartele. Bine, supunem la vot. Cine este pentru? Am făcut la cine? Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pe trimestrul 2017. Da, am să rog și am ajutat să de execuție. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pe trimestrul 2017. Potrivit prevederilor legii 2017-2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare, unde în articolul 49.6 se stipulează propunerile de derogări de execuție bugetare sunt făcute de justificări, detaliere și necesități privind execuția până la vinerea anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și respectiva capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare, prin care se arată faptul că execuția contului pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare s-a urmărit pe baza datelor existente în evidențele contabile de la vinerea lunii iunie 2016. Ținând cont de cele prezentate, mai sus, propunerea de dezbatere și adoptare consiliului la primul proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și dezvoltare și prin subiectul 2016. Dacă vreau să dați ceva. Cote și sume defalcate 1568, în care prevedem 17,5, în casă 776. Sume defalcate din TVA 4103,5, prevedem 2390, în casă 2038. Subvenții de la buget de stat, prevedem buget 100, prevedem 100, în casă 2000 de lei. Cheltuieli total, pozițiunea funcționale, prevedere bugetul actualizat 6.100,5, prevedere 4.158,5, încasări, cheltuieli de fapt 3.084. Pe capitole de cheltuieli, aportări de cheltuieli de 184, transferul caracter general, ordine publică de subvenție națională 1, învățământ 1137, cultură 112, asistență socială 444, locuințe, servicii de dezvoltare publică 362, protecție mediului 95, transport 278. Cam nu se vine și în deasupra. Secțiunea de dezvoltare a fost venită de bugetul actualizat 1120, prevedere 1120, trimestrul 1 și 2, 300. Cheltuielile au fost de 106.000, în care la obărtări publice 79, cultura 1000 și protecția mediului 96.
Aveți cuvânt. Da. Domnul consilier, de fiecare dată când are loc o rectificare pentru executivă bugetară, sau mă rog, așa, deci am dorit și de fiecare dată am cerut un mod intercos ca să ni se aducă că e execuția bugetară, că e rectificare, că e orice, să ni se aducă la cunoștință unde vreau să știu cât a costat un proiect X, un proiect Y, să ni se prezinte pe o planșă, ca să vadă toată lumea, să știe exact. Prevederi, cheltuieli, învățământ, transport. Pe lumea știe de prevederi. Că se ia dintr-o parte, se pune într-o parte, dar nu pe unde este. Mă interesează foarte tare. Deci foarte tare, vă spun. S-au făcut nenumărate lucrări în comun. De bine? S-au făcut. Spune. Nu știu dacă e bine sau dacă e rău. Eu zic că dacă este bine, ar trebui să știm și ar trebui să știm și valoarea. Valoarea acelor lucrări. Deci trebuia să știm fiecare. Mi s-a pus aici în față, mi s-a zis, da, X, foaia asta costă un leu. Dar nu se știe, foaia asta, dar e cum să-i fac bani, da? Mă rog, un leu. Trebuie să știm exact, pentru că de asta venim. Încă nu ești gata. Bun, lasă că o să faci un dosar și o să dăm la toți consilii, ca să nu fie discuții. Nici nu e bine. Păi ar trebui un dosar la fiecare consilier, pentru că acest dosar se spune de câteva mâni. Da, recunosc, n-am avut, așa este, am scăpat din vedere. Bun, promit acum, o să rezolvăm. Am înțeles, dar cu ori, să promit că astea aveam un dosar, să știm exact ce era treaba. Eu, domnul președinte. Deci, la secțiunea dezvoltare, de vedere sunt, pentru primul cel la capitolul transportului, 130.000 de lei. Din care, zero, frate, pentru că s-a făcut cel de la transportul. Secțiunea dezvoltare sunt investiții. Da, deci investiții de n-am plătit din proiectele care sunt acolo, nu că l-am plătit din plătit în subiect. La autorități publice, ce s-a făcut și atunci 9.000? S-a cumpărat acolo. Deci la investiții s-a cumpărat la străbă, nu? Da. Ați aprobat în lista de investiții? Nu, nu, nu. Am aprobat. Noi n-am aprobat să se cumpere la asta. Noi am spus în ședință, dacă urmăriți, că de la fiecare televiziune este să aduce un CD. Înregistrarea... Există pe internet, în afară. Da, și sau pe internet, mă rog. În care am spus că aprobăm și care am discutat și eu și domnul Cosmin Stăleanu ca să se achiziționeze un tractor cu remorcă, pentru a face curat în această comună, pentru dumneavoastră sunteți foarte mândră de comună și eu sunt. Dar nu sunt mândru de ce mizerii se găsesc în această comună, doamne. Împotrivă? Stați un pic, domnul Doamne, și domnul Doamne a ridicat. M-a ridicat, dar cât stau? Nu m-am văzut. Doamne, cine este împotrivă? Abține? Continuăm cu proiectul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2017 al Comunei pentru Sfântul Dreptul Mărcum. Dacă au fost numai pentru restul, nu au fost în față. Pentru cu sancțiile, da.
Deci nu mă mai interesează. Gata, m-am întrebat, e ok, gata, nu mai am nevoie de un explicare. Mulțumesc frumos.
Doamne, nu țin, nu mai am nevoie de locuri suplimentare. Doamne, nu mai am nevoie de locuri suplimentare. Mulțumesc frumos. Aș dori să... Și la extindere școală Târgu Drotuș, ieri a spus în ședință pe comisie. Așa. Eu văd aici, și au avut și consilierii. Așa. Extindere școală Târgu Drotuș, înființare cetești grup sanitar la satul Târgu Drotuș, doi județul Bacău, pardon, județul Bacău, 600 de mii de lei. 20. 600 de mii de lei și cu TVA-ul fac 720 de mii de lei. Ori ieri a spus în ședință că sunt 520 de mii de lei. Deci cum? Dați-o și vă faceți bani. Nu fac, eu nu mă fac. Deci, în momentul în care am aprobat bugetul, deci noi aveam atunci un revizie estimativ, nu s-a făcut solicitația, da? Am înțeles. Și am spus că prindem bani să avem acum, într-o ședință viitoare, probabil că o rectifica, pentru că e 5 sute și, fără TVA. Și mie nu sunt mi-a ajuns așa 600 și o să cum bani și o să plătesc cu sanitate. Da? Și dumneavoastră, spuneți că la o ședință viitoare, vom avea iar altă rectificare bugetară? Probabil că la sfârșitul anului vom avea fiecare lună rectificare. Suntem prea săraci ca să vedem, nu? Pentru și ce? Dacă am avea bani, doamna, am avea bani peste tot. Și... Nu, am avea bani peste tot și am avea. Așa e mai loc de probate cu ce mână. Doamna, dar nu mai puțin. Și până la urmă, dumneavoastră, nu mai ajungă să spun. Nu mai puțin, dacă vă scrieți la domnul președinte, vă rog mult. Doamna, vă rog mult și dumneavoastră spuneți că vom avea rectificare, asta știm, în fiecare lună. Posibil. Nu, e posibil, da? Bun. Aveți o estimare la ce sumă vom ajunge? Dacă ajung acasă în seara asta. Deci eu nu fac estimări. De ce? Mama, o mie, dacă nu vei să ajungi acasă sau cum? Nu, Dar eu nu le regăsesc, doamnă, nu văd nimic. Da, doamnă, hotărârea. Da, doamnă, nu mai trebuie. Hotărârea, dar eu nu văd nimic. Dar dacă sunt niște bani prin ieșit buget, nu ar trebui să ieși folosim. Deci, nu, nu dați voie ca să vorbești, după aia dacă doriți. Vreau să ajutat voie, da. Păi nu mai ai dat voie, că nu suntem deodată. N-am fost cu vaca, pentru noi am public atribuie verificitorii. Înțelegi? Să fii rușit. Deci, te rog frumos. Deci, una, deci, dar eu frumos, eu vreau frumos ca să vorbim cu mața persoana, doar și cu asta, cu asta, nu să te lăsă tipă. Vorbim civilizat. Eu mă avem civilizat. Deci vorbesc civilizat. Dar dacă mă provoacă, n-am înțeles. Da, atâta e cultură aici. Deci de asta vădăm bani la cultură ca să mai... Da, următoarea generație să vină o leacă mai ieri. Da, să vădăm bani la cultură. Doamnă, nu vă mai întreb, pentru că văd că vă inflamați deja prea tare. Dacă vă întreabă consilierul ceva, atunci văd că vă inflamați. Și probabil uitați de... Eu nu am luat cu vaci. Dacă mi se vrea... Deci nu mai am vorbit. Domnul Boaga, aveți cu vorbit. Da, vă rog, mulțumesc. Deci, influența de această rectificare este 284.000, da. Care este compus din 200 la venitul propriu. Anterior, în proiectul anterior, am aprobat execuția bugetară pe secțiunea de funcționare de forțare. La secțiunea de funcționare, spune clar acolo, la prevederi pentru trimestrul 2, 884.000, din care încasări 698. Nu, se fac pe capitole. Eu vorbesc de meritul propriu, la total cum s-a da, da, da. Bun, eu trebuie să mă urmăresc pe subcapitole. Doamne, lăsați-mă să zic ideea. Da, am înțeles. Deci, ca să nu ne bădăm, ce este pe capitole adunate, trebuie să dea suma de sus. Da. Logic, la matematică. Adunate și trebuie să dea rezultat. Deci dacă la prevedere au fost trecut 884.000, da. În casă trimestrul 2, în paranteză 1 plus 2, 3698. Da. Acum a venit cu o suplimentare, tot la venitul propriu, de 200. Da. Dacă noi nu ne-am făcut încasări pentru prevederile prevăzute, de unde vine cu aceste 200 la rectificare? Mergem capitol la 36 la diverse de mică, pentru că mie așa nu îi analizează bugetul la finanțe. La și eu pe diverse venituri, cum trebuie să mă regăsesc în cele încasez din tracție, speciale, cum mi s-a mobilitate, trebuie să mă regăsesc în cheltuiel până în anumit capitol. La fel cum și din TVA mă urmărește, ce e în TVA mă urmărește pe subparticole, pe urmă 65, în 68, la... Deci acolo trebuie să regăsească sumele. Da, doamnă, la diverse venituri, dacă nu uităm la sentimentul funcționare, aveți
bugetul de 2017, 235, prevederi pentru tipetul 2, paranteză 1 cu 2, 138, și realizăm 206. Da, domnul Oagă, dar el... Și acum veniți până cu 200 de plus. Da, deci eu... Sau mă, nu, are să vă spuneți pe termeni să înțeleagă toată lumea. V-ați considerat sau în moment din față în casările au depășit? Da, deci pe sub articolul 36 diverse venituri. Noi am taxe speciale. Deci acolo... Cine e taxe speciale? Cine s-a uitat în apă. Da. Și eu acolo trebuie să... Pentru că trebuie să fac un cheltuiel și nu mai am credit. Bine, spune-mi. Eu trebuie să merg la credit de venit, ca să pot să fac cheltuiel. Iar acolo la cot de defalcate? Da, e din impostul pe venituri, care sunt. Ați primit cu adresă din care v-ați luat? Nu, alea se reacțează tot la noi. Fiecare lună primim din cotul de faptate un sumă și la nu mai mare. Când primiți acești bani, așa ai trimite prin curier? Nu-i trimite la sunt de toți sunt după o adresă. Noi când plătim salarii, la o anumită cotă din impozitul de venit și plătim noi toți din salarii, intră în bugetul local. Și la noi se realizează. La tot salariații din anumită. Și atunci trebuie să trebuie. Da, mulțumesc. Domnul președinte, mă scuzați. Bine, aveți cuvântul, domnul Mulțumesc. Nu înțeleg cuvântul aici, reamintare, modernizare, cămin, cultural, la tot. Cine? Postul bugetul inițial. Și iar a făcut? Deci, nu la problemă. Deci lista aia, acum am îmbunătățit. Deci, dumneavoastră, acum ați vrea să vă aduc lista simplă. Că s-a făcut codul ăla, s-a trecut construire cod, da? Dar eu lista asta, anexa la hotărâre, eu trimit la finanță, nu pot să mă duc să le spun, știți, eu am pus numai atâta, că atâta putem noi, că e mai simplu. Nu, finanțele are tot budetul, are 89 de... Dar până la urmă zicea doamna Bătoran cu proiectele care s-au derulat și s-au început, dar nu mai trebuie. Nu, ne mai dau din bani înapoi. Nu-ți trebuie, deci... Deci, ce-i 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 trebuie, deci... Noi îmbunătățirii, practic, acum. Da, s-a adăugat construire, pot veste. La ceea ce a fost, am mai bine... Așa o să fie și la rectificare, am fost să se simte permanent. Și cu minus și cu plus în averea, nu se poate. Nu mai știu ce e. Motorul se pune, motorul nu se pune. Nu pot să-mi dau. Bine, supunem la vot rectificarea de buget. Deci, proiectul 7, dacă... Cine este pentru? Împotrivă? Acolo n-am văzut. Deci, am dat da. Domnul Coac a spus da. Nu, nu cred că de aia. N-am ridicat mâna. Am mai ridicat mâna dacă a zis domnul Mandăr. Ai ridicat mâna. Domnul Dinu. Și domnul Dinu, da? Da. Împotrivă? Abține? Abține, da? Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază din aparatul de specialitate al primarului Comunei Târgu Jiu. Aici. Astfel de materialul, de ce este urma, inclusiv al dumneavoastră, dacă sunt comentarii. Da. Domnul Viviu, mai înscrie cineva? Deci, domnul consilier, dacă tot nu este doamna, în toate domnesc, doamna este în măsură să ne spună exact. Sunt, nu vreau să vă întreb, să vă aveți o întrebare. Și vă rugăm în același timp să ne spuneți exact, după ce, dacă va fi aprobat acest punct cu salariile, sunt persoane din aparatul de specialitate al primarului care au niște salarii de mizerie. Am dorit să știm măcar la salariul mediu pe economie va ajunge, care este spre 1450 de lei.
Deci l-au depășit, da. Bun. Și se va, și se va adăuga... Dar nu au 1450. Nu, nu, nu. Eu asta nu știu, la mai puțin. Nu, la, nu aveau cum. Legea lui de vrea voie să fie sub. Bun. Cu cât se ridică? Asta se trebuie să fie mai întâi. Vreau să știu cât putem aproba noi. Acum Consiliul Local aprobă salariile. Cât de la cât la cât? Cât le permite legea? Dacă, dacă dumneavoastră... Unde s-au încadrat proiecticele în fiecare în funcție de studiu? Nu, eu l-am, eu l-am cerut. Nu mai puțin, domnul. Deci, domnul consilier, dați-i voi, vă rog mult. Doamnă, dacă dumneavoastră ne puteți spune. Pentru cine am urmărit? Pentru tot personalul din aparatul de specialitate. Vă rog mult. Administratorul public 5.800, secretarul de 5.728, șef serviciu 5.655, șeful de birou 5.220, auditorul 5.119, consilierii superiori 4.119. Majoritatea asta dar rămân la funcție. Nu înțeles. Deci, domnul Mititelu. Mulțumesc frumos, doamne. Mă voi adresa cu domnul Mititelu. Să știți că majoritatea au aproape de minim. Deci nu aveți impresia că s-au dus salariile în extrema așa, și au explodat. Pentru că salariile sunt din buget. Adică trebuie să facem cumva să echilibrăm bugetul. Nu aveți o impresie greșită. Da? Păi, dar eu am o impresie greșită, am întrebat, dar nu v-am răspuns. Vreau să știu. Da, nu are voie, nu m-am adresat întrebarea directă. Mă bucur de a vorbi la persoana doar. Eu întotdeauna am vorbit la persoana doar. Întotdeauna am vorbit. Deci luăm toate științele, întotdeauna. Deci întotdeauna. Dacă mai sunt discuții. Eu am una nevoie. Deci, în anexa care mi-a fost prezentată aici, încep cu funcții de demnitate publică, după aceea funcții de conducere, încep administrator, secretar, șef serviciu, șef birou. Cu coeficient clarețe și funcții de gradație a fiecăruia și salariul de bază va avea. Pe pagina a treia, sus, scriați funcții de conducere. Șef serviciu, de numai două lucruri. Șef serviciu, șef birou. Cu alt coeficient de multiplicare a salariului minim de economie. Deci, pagina a treia, nu este. Sus. Vedeți că primele sunt publice și acolo sunt contractuale. Deci, 8 sau 7, 7, 7. Da. Aș fi ce scrie ecranul. Scrie clar. Funcții de conducere. Da. Deci, valoarea cu gen 1400. Da, dar pentru funcțiile contractuale acolo. Nu pentru funcționar public. Deci dacă la început, nu știu, dați nu știu, vă rog, deci, uitați-vă, chiar și aici am începe cu administrator, scrie funcții de conducere, da? Și începe după aia, și prin funcții de execuție, funcționar public. Vedeți pe pagina 2. După aia vine iar. Funcții de conducere, funcții de execuție, personal contractual. Deci fie care... Domnul profesor, repet la ce am luat. Nu se poate.
asta nu e lângă. Asta și aici scrie la fel, funcționar public tot de sus scrie. Și astea sunt funcții publice. Deci tot ce e aici, de aici în jos, sunt funcții publice. Astea. Da? Funcții publice, funcții publice. Astea sunt funcții contractuale. E redactat greșit în carte. Nu, trebuia spus acolo completare. Da, da, da. Da, dacă tot vorbim despre stabilirea salariilor, doamna contabilă sau domnul primar, să ne spună în momentul de față casierul de la apă, unde îl găsește în această... Încă se găsește în bani. Păi și dacă dorim să dați seama ce se întâmplă, tot din banii noștri de bani. Păi, poate era vorba că ne-a făcut o lămurire la ședința trecută. Unde îl încadrăm pe domnul casier? Nu sunt ce bani de apă. Ce bani de apă? Ultima pagină. E acolo să regăsești. Da, da. Pe bani de bani, unde se regăsește domnul consilier personal? Păi nu mai este consilier personal, dacă din sinistru. Îl găsiți la... Îl găsiți la doamna secretară. Așa, unde este? Ia zice ce spune. S-a personat contractul? Cum să nu este? Consilier personal? Alta informație, doamna. Păi nu știam că mai este consilier personal. Nu știam că este unde știați altceva. Acum știam că e consilier Zeus pe proiecte. Prima proiecte au venit. Nu, este tot cu de funcția de consilier personal. Deci este la personalul contractual. Vă uitați la 2. Unde la 2? Deci, nu am spus așa ceva și nici nu m-am acuzat. Nu cumva să-mi puneți cuvinte în gură care nu le spun. Da? Dar vreau să știu, la 3416 lei, ce face acel consilier, doamnă? Când a fost în ședință, domnul Sfârlea, aici de față, știți ce a spus? Nu mai puțin. Schimbuiesc din memorie și vă spun. Domnilor consilieri, deci vă spun exact asta. Domnilor consilieri, vă rog mult să nu le luăm de acest băiat și să lăsăm 6 luni de zile. Ei, uitați, doamnă, că astăzi sunt 6 luni de zile și noi n-am avut niciun proiect în acest sat, în această comună, nicăieri. Dar dumneavoastră nu știu cum să fac proiectele, nu? Nu știu cum să fac proiectele. Păi n-am, dar dumneavoastră știi cum să fac proiectele? Domnule, dumneavoastră știi cum să fac proiectele? Nici n-ai de unde să știi. Domnul consilier. Nu, spune-i domnul Mititeru, chiar nici nu vreau tot consilier. Ești un jur. Domnul Mititeru, domnul Corcoș, cu asta le-am dat. Mulțumesc frumos. Așa. Dacă nu meritați, nici nu meritați. Eu nu știu dacă ați venit într-o țară în care proiectele se dezvoltau peste noapte. Nu știu. Păi da, 6 luni de zile. E 6 luni de zile. Deci, domnule, haideți ca să nu mai lărăm. Aduceți-mi măcar un singur proiect. Un singur. Care l-a făcut pe acest veat în 6. Peste tot a dat omul de acolo, să știți. Deci, inclusiv la gală, inclusiv acum cu canalizarea pe Zvișoara. Domnul profesor le-a zis că are o de cunoștință de cauză. Salariul dânsului a fost foarte mic până acum. Deci a avut 1000 și ceva. Acum, după noua lege, l-a luat până acum. Trebuie să aibă salariul minim de economie. Aproape chiar așa, minimal. Domnul Vreau, aș vrea să vă lăsați chestia. Să suntem în ședință și nu ne mai faceți. Haideți, vă rog frumos, discutăm serios. Până acum, așa, acum, serios vorbim. În urmă, s-a dericulat că nu mai este pe funcție de consilier, este pe amă. Dar de ce nu mă sunați pe mine? Vedeți cum plecați cu informațiile astea de 2 lei eronate? Aveți vreo nelămurire, v-am spus întotdeauna, sunați-mă că sunt o măsură să vă dau datele exacte. Nu vă mai luați cu tot felul de bună. Aș vrea să văd la un an de zile să vedem câte proiecte s-au realizat. Și eu vreau să văd. Păi după câte știu acum că s-au trecut și stadionul, aveți grijă frumos.
Păi i-ați blocat ce spun. Nu știe. Domnul Dureanu încă nu știe. Proiect de făcut de dânsul. Domnul consilier. S-a trecut certificarea. Da, da. Numai puțin. Numai puțin, ca să-l parafrazez pe domnul consilier. Domnul consilier, deci nu știți, dar știți că sunteți foarte inteligenți. Dumneavoastră nu aveți că o dau acolo să faceți lucrări. Dumneavoastră puteți intra în incompatibilitate. Jos la teren. Cine vă Funcția de administrator o avem în primărie. Nu, organigram. Nu, și care e funcția de auditor? Avem? Ce e auditor? Deci am mers pe anexa din anexa 8 de la lege. Deci trebuie să înțelegem că asta, anexa asta, e o lege dată de cineva care trebuie să o facă noi, nu? Adică o poamnă cu ăsta, gradații, sau ce zic, deja și mai să ne aprobă, și atunci ce legea de la lege. Bine, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Ținem cu salaria să crezi aici. Da, e frumos. Observ. M-aș abține pe aici. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în comisia locală pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenului. Aici. Facem doamne alegeri din nou. Sunt mulți din acești membri din comisie care nu-și fac atribuțiunile. Facem alegeri generale din nou, câte doi membri de la fiecare comună și reprezentanți. Da, domnul, sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă contrazic pentru faptul că regulamentul 890 nu ne permite privirea la constituirea comisiei. Deci noi, ca să schimbăm comisia asta, trebuie să avem cererile lor de retragere. Deci cum adică, să alegi pe viață? Cum adică, conform legii? Cum conform legii pe viață? Dar da, că dacă e să... Asta nu se prezintă la treabă, celor de la activitate, când se cheamă.
Păi, au venit, dar mai puțin domnul Bana, care zice că dumneavoastră nu mai bine, nu prea bani. Eu știu că la ultima convocare n-am venit cu doi. Trebuie explicat. O problemă. La comisia asta trebuie să vină de câte ori, de câte ori unul care are un gălgămân în cap și ne cheamă de 100 de ori pentru nimic. Păi și atunci nu mai faceți parte din comisie. Nu, în primul rând ar trebui schimbat regulamentul de funcționare la comisie și după aia întreabă pe membrii comisiei dacă mai vor să vină sau nu. Nu așa cum ne-a dat pe ei. Și atunci dacă nu vin, și nu ai direcție. Și aia direct, n-ai direcție. Și eu mă duc, pierd timpul, mă duc pe teren, ce să-ți măsuri? Tu n-ai direcție, n-ai vecinul. Și vin și fac un proces verbal. De ce nu se vede aici? Orice persoană din comun face o sesizare. Păi și atunci președintele comisiei studiază. Păi nu are voie sau nu? Nu are voie ca să refuzice. Deci a fost o perioadă prin 96, când legea asta 18 era în floare și era de emiterea titlului, când toți membrii comisiei erau motivați financiar. Se plătea. Nu și-a citat domnul. Ba da, se plătea 50% din salariul. Se plăteau și că nu se-a dat la comisia noastră locală, e altceva. Asta mă numai din cea de la dumneavoastră. Dar legea a spus, membrii comisiei sunt plătiți cu 50%. A fost o perioadă când au fost plătiți membrii comisiei. Era prevederea ambitoare și putea să se putea. Acum nu se mai vine. Doamne, de ce ne-a plățat? Nu se mă duc, și poate din altă care. La 6 ore vine domnul Băcaru, vă dau exemplu, pentru un drag de teren de la Tuta, dar niciodată nu are documentele în regulă. Dar legea pe mine mă obligă să mă duc, de câte ori vine el cu sesizare, să mă duc să văd cum are acolo, nu să mă întorc. N-are voie. Păi mă compoacă, dar în baza sesizării. Și eu mă duc de câte ori vine cu intrare în regulă. Eu fac demisia de cum are regulă. Pe legea care judeci, comisia nu poate plata comisia. Dar nu mai este cadrul legal. Deci nu avem caz legal. Dar noi avem un grafic de ședințe al comisiei locale, exact așa la Consiliul Local. Este lunar. În prima decada lunii, se are loc întrunirea comisiei locale. Dacă lumea e în activitate agricolă, vrânceanu, vinul, da, asta vreau să spun, trebuie mușlament. Trebuie să fie care știe foarte minunat. La vârstă, nu poate să urcite cocau. Ce care cunosc perioadă, uite un băiat de 20 de ani, 30 de ani, ce să știe el? Domnul Bureanu, singurul membru în vârstă, nu e Ion Ogneanu, care are 25 de ani, pe timp comisia, nu știe la început. Și cel mai consecvent. Păi și ăștia sunt pe viață. Dar avocat o venit. Dar este, domnul Dinu, este unul. Mai avem nevoie de ceilalți, ca să vedeți că nu sunt aici niciodată cum se avem. Exemplu, Dinu. Avem atâtea cereri. Nu avem mai multe comisii, nu vin 10 lepi, unul ia 10 lepi. Nu avem niciodată și trebuie să vin pe afară din comisii, eu știu. Păi și de ce mai este la comisii? De ce mai țineți în comisii? Deci sunt reprezentantul prefecturii doamna Mani. Este reprezentantul ocolului liber domnul Albeșteanu, care a spus, eu nu, de fiecare dată când îi primit convocare, mă sună, am cazul de pădure, ce să fac el pe cazul pe lic? Nu bine. Sunt 4 reprezentanți al proprietarilor, care, domnul Barna, domnul Ogneanu, domnul... Sunt. Vinul Ogneanu, Barna, și Vrânceanu. Reprezint documentristul, eu, doamna vice, domnul președinte și doamna secretar. Nu faceți o regulă, domnule. Nu se poate că așa să facă parte cineva cu poate să facă parte cineva. Dar la urmă, banca care îl cheamă. Uite, domnul Iasă, comisia, i-am chemat aici, bă, puneți oricum. Nu vreți nimeni. Acum, când a fost... Dar, Dino, hai să fim iarăși acum. Apoi, din care este situația? A fost pentru ședința aia, da? Fixat. Nimeni, eu cum pare eu că nimeni n-a știut din tuta ca să vină. A știut, domnul. Cine a știut? Puteți să-i numerați? A venit domnul David, au venit... Dacă mergeți din statul, eu spun după mine, dacă trebuie păsat 80%. Domnul Regi, în principal, de ziua... Știți cine a știut? Deci 3-4 ce a adățat. 3-4 ce să se sărim? În rest, în rest, nu a știut niciodată. Uitați, acum la părintele Bucurică, la Sluga de
Comisia și, și cum pot fi aleși reprezentanții proprietarilor ce fac parte din comisie. Deci ceilalți sunt propuși, noi am înaintat propuneri către prefectură, către Ocol și astfel să ne delege un reprezentant care să facă parte din, din comisia cu fond funciar Târgu Trotuș. Această propunere care a făcut-o s-a înaintat prefecturii și s-a emis ordinul prefectului, ultimul ordin este emis în 2016. Bun, dar acest regulament din cadru, în toată țara... Dar sigur că da, e regulament de hotărâre de cuvânt. Spune hotărâre, spune la moarte, să respectă de veci. Exact, și cu câtă reprezentanță participe, e foarte bine precizată în... Păi asta vreau. Păi așa spune legiuitorul, reprezentantul proprietarilor. Sau moștenitorilor acestora. S-a aprobat componența Comisiei Locale din Cultură și din partea proștilor proprietari au fost desemnați la acestea domnul Bogdan Ion, din Ubiorel, pe cea numit Cianu, domnul Bogdan Ion. Da, Nu s-a făcut să fie scurit la noastră, nu s-a făcut. Eu aș propune ca data de întâlnire cu toți să fie o săptămână după. Și are cel mai dorit. Este ca să fie anunțat în Dacă de la Vișoara nu vrea să mai facă parte, își depune o cerere și alegem și reprezentant. Deci eu sincer vă spun acum că eu știți foarte bine deci vin fond funciar și astăzi am stat 2 ore la OCPI, așa îmi face capul. Deci e cea mai drastică problemă la nivel de local. Fond funciar, cadastru sistematic e zero, pentru că n-am sprijin cealaltă oameni. Deci, dacă comisia locală nu avem oameni care să deci nu ne putem dezvolta. Un bar să fie din nou măsurătorile făcute sau nu se poate altceva. Deci, cadastru sistematic, vă rog să credeți că nu este altceva decât o nouă punere în posesie. Să chem oamenii la margine de tabla și să spună, deci faptul că atunci am făcut măsurătoarea cu ruleta, acum fac cu aparatul. Este singura deosebire. Dar acum
trebuie să aduc oamenii la marginea tarla și mai mult să-mi aducă toate documentele că au murit proprietarii de drept și dacă sunt vreo 10 moștenitori, trebuie să-mi aduc acte de stare civilă, deces, naștri, căsătorie, tăcă, tăcă. Și am 2200 de străinași pe comuna Târgu Trotu și imaginați-vă ce înseamnă să-i aduc peste... Deci eu n-am putut să fac o mobilizare pe Zărvoi odată cu deschiderea drumului colector, să adun 60 de oameni sau nu știu ce, imaginați-vă, da? Sunt funete care s-au făcut. Cea mai mare greutate, un tâmpin cu titlul greșit, de suprapuneri de tarla, de parcelă. Deci avem nevoie de oameni în comisia locală cu care să discutăm. Domnul Dinu, vă rog să confirmați în ce greutăți și domnul președinte ne confruntăm. Deci să nu credeți că fondul funcționa și comisia, că e ușor să dăm statistic, că am dat atâtea. Săptămâna trecută am avut controlul de fond pe 215 și pe fond funcțional a venit domnul Hură, care este cancelarul doamnei prefect. Și ne-a cerut o consultant. Da, să ca așa. Dacă e nevoie pe Bineșoara, aveți cu domnul care vrea benevol, domnul Avădân. Și cunoaște și terenul. Domnul Sfârdan, nu putem noi, deci adunarea asta... Exact. Un om care cunoaște. Trebuie în tută, trebuie să înțelegeți. Dacă ce noi în tută și nu știm, și spui știi de ce nu pune că eu trebuie în tută, nu știu. Deci, neapărat trebuie mult în tută în comisia ca să faci. Păi dar zice, dacă Brânceanu dă demisia și nu mai vrea, da, se alege și din Chișoara. Și propune pe cine doriți dumneavoastră, dar să fie la orice ședință, ca să poți să discuți. Și să fie și liber de sarcini. Exact, ca să nu fie la serviciu, nu fie... Indiferent dacă e liber, știi ce se întâmplă? La un moment dat, dacă vii din 7 ore pe lună și pierzi timpul aiurea, oamenii dat din 7 ore. Că omul sincer apar nu se descuie. Două secunde să mă lăsați. Știți că sunt foarte multe cazuri de rezolvat. Foarte multe cereri care trebuie să dau de plină. Domnul Dinu știe de acum. Orice, orice, orice. Nu mă dă, dar este foarte, foarte mult de așa. La un moment dat, lumea are impresia că nu e aici. Avem noi liberi să facem ce nu ne dăm. Comisia de fund funcțional în drumul. Dacă se ajută la alegeri pentru data... O să ieși după data venită. Deci noi avem timp, dar noi în timpul ăsta să ne facem. Dar nu participă după aia în mare și să mai facem. Păi dar să nu mai le pretenții după aia, că stai domnule, vinul la putar. Nu punem afișe, vorbim... Domnul președinte, la diverse, ce mai sunt? Mor de cald aia. Deci ăsta a fost. Spune-mi la vot. Dar să votăm, nu. Facem când o facem. Dacă treci, acest proiect așa nu mă luăm în urmă. Trece, da. Trebuie trecută o treci. Dominica trei poate. Chimba, da. Are timp și șapte ori. Să ieși până la trei. Eu să mai poți spune. Și Dominica nu are timp. Are timp. Are timp. Poate omul este timp și apare din al maslării. Deci, în timp. Hai, lasă-l. În timp care Dominica să dă într-un timp. Domnul Dinu are dreptate, să găsim om. Să găsim om. Trece toată. Trece toată. Trece toată. Trece toată. Trece toată. Trece toată. Puneți pași. Dar puneți pași. Puneți pași. Dar puneți pași. Și conțineți doar la ce unul. Să puneți pași. Am propus ora 11. Asta vedeți spus. Vă dăm voie cu oamenii aici, dar domnii consilieri și-au luat obligația, oare cum să ne ajute, ce zic, doamne, vădă și data și gata, vedem că domnul vine atunci. Când? De când domnul vine? Duminica viitor. 6 august. 6 august, la orele? Schimbarea la față. La ora 12, jumătate. La ora 12, jumătate. Că iese lumea, să te-a trebuit. Punem la vot în forma modificată, trecut numărul. Cine este pentru? Și vezi, doamna, de dat. Da. Dar nu vine la ceva. Eu am comunicat să-i arate. Dacă sunt așa relaxat, nu mă văd. Diversă, dacă sunt... Păi, da, se mă ocupă... Nu am putin.
activitatea toată. Am atras atenția de fapt am rugat pe doamna vice să aibă grijă și de o parte din statul de Ișoara cu iluminată. Îi mulțumesc că am văzut că s-a rezolvat. Aș avea o propunere. Pentru cel care se ocupă de camere de supraveghere să îi reziliați contractul. Exact așa. Reziliați-vă de contractul, să găsesc camere care vor să facă treabă. Sunt camere de aia. De patru camere pe partea de Ișoare funcționează una. Deci nu sunt camere de firmat cum avem contract. Nu aveți contract? Deci nu, așteptați-mă la aduceți riza pentru IT, pentru asta cine care rețin. Nu, deci camerele când s-au montat atunci, s-a dat și extensie de 2012-2013, au fost montate, nu? Așa, au fost montate și s-au oferit o garanție de vreo un an, doi, nu mai rețin exact cât a fost atunci. Ai luat camerea și n-am mai dar, domnule, aveți, deci cu mare atenție ce vorbiți, sunt, se înregistrează, sunteți sigur pentru că eu am fost și am ajutat și asta. Nu este camera. Nu este camera și domnul spune că, domnule, eu nu am atent de ea. Nu se poate. Deci dacă dumneavoastră acum aveți, deci asta vreau să spun, mare atenție, nu este spus camera. Într-adevăr au fost probleme, dar el a fost, a văzut că cineva... Nu are atenție, trebuie pusă camera, nu știu că care să-l supravegheze. Ce facem acum? Este investiție făcută, camere de investiție. De ce face investiția asta, dacă nu se pot folosi? De două săptămâni. Și dați-ne câte lucruri. Nu vreau să fie prima volumine, de aia costa 1200. Dacă nu aduceți în echipă nouă pentru calculatoarele primării, sunt oferte și la prețuri foarte mai bune, care au grijă și de camere de supraveghere. V-aș ruga să rămâneți, că pot să-mi dați la adresă ceva. E două minute, da. Da. Ce știți de situația asta din comun? Pentru că viceprimar, cum se iese în față, se ducă, sunt un pic, da? Se ducă să vadă, domnule, starea comunei care este. V-ați spus așa în comună să vă uitați, v-am solicitat. Permanent. Permanent? Da. Bun, dar dacă sunteți permanent, doamnă comună, dumneavoastră luați legătura cu cetățenii. Bineînțeles. Bun, și le ascultați doleanțele cetățenilor? Da. În afară, lăsați-mă să răspund, în afară de primar și viceprimar și consilierii locali sunt aleși comunității. Deci dacă sunt doleanțe, puteți să le transmite și dumneavoastră. Așa este, da, așa este. Așa este. Noi nu trebuie să facem cetățenia. Întrebăm, ei vești de plâng nouă. Adică, nu ne plânesc, spun. Când am ieșit de la ședință ieri, ce a spus? Da, ce a spus un domn? Eram 6-7 consilieri. A spus că domnul primar a spus că în această vară, când va ruda căldura, se va duce cu buldo și va deranja pe răiparnici. Eu nu știu ce să-i răspund. Credeți-mă, eu am întrebat, nu am știut ce să-i răspund. Știți că știți câți răiparnici avem aici? Nu știu. Deci v-ați interesat? Nu m-am interesat. De ce nu v-ați interesat? Păi de ce să mă interesez? Păi cum adică să mă interesez? Păi și de ce să mă interesez? Deci răi platnici v-ați numai tot încă o dată. Deci în comparație cu 2016, când am găsit dezastru, așa, acum toată lumea e plină de putere. Da? Știți destul de bine discuția cu serviciul, pe care o ținem de câteva luni de zile. Știți de... Pe care nu vreți într-adevăr să le ființați, nu? Nu, dar domnul... Nu ați zis nimeni că nu vrea să se ființească. Păi cum, da? Spuneți-mi atâta vreau să știu. Cât a costat tule, o minunitinea, cât e minunitinea aia? Gurdele de vizitare și cu ventile sunt în această comună. Asta e numai pentru trotuși. 11, 12 și câte sunt, doamne? 11, da. La ce preț, doamne? Nu, la ce preț? Asta v-a spus. 100 și ceva. 100 și ceva. Doamne, acum nu, spuneți-mi așa, dacă nici, nu?
Informații pe surse. 128 de milioane? Asta pe surse pică întotdeauna să știți. Păi puteți să mă contraziceți? Sau infirmați sau confirmați? Undeva pe acolo, da. Undeva pe acolo, da? Ori 11 fac un miliard. Așa, jumătate. Cu miliardul la jumătate nu puteam înființa și trăgeam frumos cu un bulldog, puteam să înființăm serviciul ăla. Se ocupau și de becuri și de tot. Cât costă domnule mentenanța cu firma care o știm? Exact ce am spus la ședință, e? Firma cu dedicație. Nu. Întreținerea. Exagerat. Nu este nicio firmă cu dedicație. Puteți să veniți mai des la România și vedem exact cum stau lucrurile. Nu este nicio mentenanță, este în funcție de lucrare. Dacă l-am chemat săptămâna, am renunțat la varianta asta și vă duc din două în o săptămână și văd unde sunt probleme. N-am avut nicio sesizare la un consilier, ba, dar am avut câțiva dat, care m-au sunat și mi-au spus, domnule, becul cu tare nu merge, sau nu mai funcționează. M-a sunat odată să spune să nu m-a sunat. Eu m-am dus, am văzut dacă nu s-a prindeau lumine dimineața, se vedea unde era și unde nu, deci niciodată nu. Așa, deci ei să-mi plătesc în funcție de cum îi chem eu. Bun, și dacă îi chemați la două săptămâni, da. Cât îi plătiți așa? Așa. Pur informativ. Nu. Deci, e 30 de lei de bec, 27 de lei. Numai că a venit și a aplicat capul deasupra și s-au uitat toate. Nu dacă funcționează sau nu. E aprinde lumina pe bec. Dumitar, Dumitar, duce în Germania cu mașini de geamă, să se stați un copil. Ce zice? Da, dar eu tot mă duc în mașini în Germania, că dacă eu nu mă duc în Germania după mașini, tu, de asta, dumneavoastră, domnul Cocoș, nu ați avea obiect de activitate, să ieșiți în dasul care l-ați cumpărat din banii primării, să vă puneți pe Facebook și să spuneți că eu consum apă. Și cetățenii că dau apă în drum. Da, iată, îmi permit să dau apă în drum la 3 metru, atât apă dau până nu mai judec. Informație eronată. Nu, informație eronată, pentru că vă arăt posa, vă arăt fotografia de pe Facebook și bordul de la dasă. Și după aia ați preluat-o până... Nu, uite, nu, dar eu mă întâlnesc zilnic cu 34 de dasă. Nu, ăla e dasărul primăriei. Are și numărul. Păi are numărul la mine în coartă, nici un dasăr nu vine ca să tipoleze. Înțelegi? Deci nici un dasăr nu vine, ca să știi. Și... Hai să vă dau premașă. Nu, numai puțin. Și poate să... Toți cetățenii comunei pot consuma la discreție, la un plan. Dar nu se dea... Atâta timp cât plătesc, nu se dea... Nu, că aici dau dreptate celor care a pus acolo, nu știu cine a pus. Nu se dea drumul din piscină către drum, da? Nu se dea drumul din piscină, e invazivă de pești, nu e. Bun, dar invazivă de pești nu există. Voi le trecut pe mâine, vreți să fie trecut de drumul ăla și îi sugerez cetățenilor comunei să dea drumul. Să-și udi casa, să-și udi, să facă agricultură, să facă tot. Atâta timp cât sunt buni, platnici, pot face orice vreau. Haideți să vă arăt canalizarii, dar nu mai pe hârtie. Se întâmplă azi dimineața a fost cineva la primărie și se plângea după prima sapă de trecute la pale și proaștele cântau, da. Da, da. Nu, dar cred că și proaștele. Domnul Michitel, hai zic, eu n-am timp de jocuri din astea. Nu, da. Acest lucru așa, domnilor consilieri, ca să-mi ies eu din jocul ăsta de 2 lei. Uitați-vă fotografii, pentru că astea târziu am aflat ele și veți vedea acolo, uitați-vă bine la imagini, eu am bagheză fisurată. Și în imagine. La ce are spate? La asta. Da. Deci uite-te bine acolo. Ai parcă și aia acum, ce mai de aia de aia. Deci te uiți de acela detaliile care sunt, pentru că eu chiar am fost cu voi să văd de ce e vorba. Într-adevăr, e o mașină clar românească, ori Duster, Sandero, oriceva de genul. Clar românească, adică e de Duster, dar... Nu, dar hai să dăm... Uite, da, dar hai să-mi dau explicații. Nu, mai da, nu, dar chiar nu mai am nevoie. Deci, eu vreau să nu vreau ca să ducă... Vreau să vă interes și să se uite și bun. Nu, dar chiar nu, la o parte care ați mai fost, v-am spus că trebuie să țineți și audiențe, la partea aia de activitate, o parte de azi de bus, o parte în partea de vânt, da? Bun, eu am să fac un registru pentru aceste audiențe și am rugămintea de acum, în fiecare lună, fiecare dintre dumneavoastră, să vină și să completeze registrul acolo. Nu mai puțin.
Doamnă, cum ar dumneavoastră să spuneți? Da, domnul prima, înainte a zis că nu le spunem așa la... La ce? Acum, ce? A trecut o lună și cinzării de la solstițiu de vară, când a fost cea mai lungă zi. Deci, cea mai lungă zi, deci noaptea a început să mărească, s-a mărit la aproape cu o oră. La vremea respectivă, până la solstițiu, internatul public la Veșoara se aprindea la ora 21 și se stângea dimineața la 5. După ce a început să crească noaptea și să micșoreze ziua, internatul public se aprinde la 10 fără 20 sau la 20. 1.40, iar se stinge dimineața la 4, când este întuneric. Recuperați pierderea făcută de anterior. Și la ora la puta este de fapt? Da, vă rog, vă după soare, după... Am înțeles, cum se face lumină și... Bănuiesc că sunteți... Vă referiți că ați văzut, ați fost la un moment dat, cum i-ați dat prima oră. Altă nu are azi, nu se vedeți că ora 4 se stinge. Da, eu am dat comandă la ora 4 să stingă becurile. Da, nu, dar la ora 4 e întuneric. Hai să miște lumea, pleacă apă, până la navetă. Bun, tot la ora 4? Da, cum știu. Bă, dacă face naveta la... Sau pleacă la mare. Și uite. E pleacă, nu pleacă jos. Da, nu știu. Noi am zis... Noi am zis ca să ținem... Ce nu ți-ai menționat? Sunt niște senzori de lumină. Domnul, în momentul când vede lumina, că sunt atât de păcătoase și pleacă că nu te-ai la un șoc de curanță aprinsă, la un șoc de curanță aprinsă ziua și stă toată ziua aprinsă. Nu mai e da, deci vedeți-mă, am avut la transformator, am avut senzor, l-am dat și nu se împăca ceas. La ora 9.30, 10 fără ceva, se aprinde, într-adevăr, când de acum începe să închidă. Și dimineața, parcă o să vină cu cerșaful prin care sunt justifici plăsările făcute și mai departe pentru lucrările de care au fost îndelungate. Vă promit. Nu m-a dus să se fac, dar nu ați promit. Asta e din ăsta nu faci... E din ea cum are. Și o altă problemă, deci specializată de apropo de audiență. Mașinile care avea în dotare în primăria unui sunt parcate noaptea și nu uite. Domnul aici. Dați-l la mine? Aici. Logan. Acolo. N-am văzut. Domnul Greanu? Și eu, da. Era următorul la cuvânt, domnul Greanu. Dacă îmi s-ar gândi... Eu am puțin. Nu contează. Deci vrea să întreb pe domnul Greanu, ce măsuri s-au luat pentru apă? Dacă mai avem sume că rămase de la ăsta, cum îi zice, poștaș. La neafunică. Așa. Da, predat, ce a predat dânsul, dacă există, în continuare, fondul ăla de lume. Așa. Și ce măsuri luăm pentru cei care nu au plătit la noi apă? Acum știm. Da. Sunt și la votare eu atunci? A doua? E la primire. Până la urmă, e la primire. Deci de la primire. Am înțeles. Bun, dar e la primire știința. Da, așa, dar înseamnă că... Nu puteți face la partele, am înțeles că e dificil. Ce este din anul? Ce măsuri luați pentru debranșare, pentru al da de parte sau ce măsuri? Debranșare. Debranșare. Cum recuperăm suma restantă de la el? Inventariat.
până nu plătește și până nu plătește și banii. Dar probabil... Dar ce sumă are? Care, care este suma cea mai mare? Poate la 1000 și la 2000. Da. Nu spuneți la mea timpul, spuneți suma, nu spuneți suma, nu spuneți suma, nu spuneți suma. Deci un calcul făcut cu băgii 30 de euro. Deci este vorba de vreo 50 de euro. Nu te rog, nu este vorba de servicii. Nu este vorba de servicii. Fondul de rume nu vrea să se facă. Cât a lăsat domnul Părinte? Fondul de rume. Cât a fost? N-aș putea să vă dau exact. Suma minimă. Ce sumă minimă, domnul Geru? Cum am interesat? Suma minimă fiind 150 de milioane cu apei. Ăsta a fost fondul de rume al domnului Părică cu acte lăsate. Acum, nu mai este niciun... Am întrebat doamna contabilă, a zis că nu mai avem fond de rume la tot, da? Adică e rume. Adică... Deci ați făcut ce spune. Nu, doamna contabilă spune ieri că nu avem niciun leu, nu avem la fondul de rume. Părică nu se lucrează. Da? Deci încă se lucrează la tot dumneavoastră, de nu faceți decât să nu faceți decât să dați în cap. Dar nu asta este, eu vreau să vă domnul intenția dumneavoastră este una bună. Dar mă opriți într-o imagine rea. De ce imagine rea? Deci să zic că dacă doamna contabilă a zis că nu avem fonduri urgente loc, păi noi ajungem într-o fază proastă. Da. Deci noi banii ăia nu știu ce fac. Domnul nimeni. Deci acum suntem cu fondul de rulet pe zero. Domnul Bureanu, aș avea rugăminte, da? După ședință să rămân toți 15 la masă. Mulțumesc. Deci fondul de rulet este zero. Da, am înțeles. Da. Domnul Mititei la vot. Încheiat. Da. Da. Păi stai așa. Da, stai mai bun. Hai să spunem la adresa de sport. Mai da. Aș vrea să ne să terminăm cu anul școlar. Așa. Am spus să vină doamna directoare sau să vină care să treacă. Păi să ne spună și nouă. Că-ți recredeți promovarea elevii. Păi dar nu credeți. Păi dar nu este corect. Păi salarii de elevi. Trebuie să vedem și noi. Păi elevii aici. Păi dar o să le facem acum, în condiții. Să vedem atunci. Păi promovarea care este la ele. Avem un elev care... Bun, am înțeles principiul. Altă întrebare. Mai departe. Să nu trebuie la minister. Domnul primar, am văzut că atât în satul Tuta, dar și în Câmpul Mătuș s-au schimbat pe stații de autobuz. Aș vrea să știu cât costă o stație și dacă mai putem, și dacă mai putem continua lucrarea mai departe. Deci 8.000 de lei pe bucată, da? Interesați-vă la o ofertă și vedeți că jucările alea care erau la noi până acum, care se făceau în secundă 2, costau peste 100 de milioane. Ce să mai e? Prețul este excepțional. Deci uitați-vă la cum arată, am montat camere de la vedere în zonele respective ca să nu avem, ați văzut și etichetele respective. Da, mai să funcționeze. Funcționează, domnul. Deci ce am pus noi în perioada asta funcționează. Ce am pus noi în perioada asta? Deci, o punem la punct, este foarte mult de muncă, nu ajunge... Proiectul continuă, mai ceva. Sigur, peste tot. Știți destul de bine că am descurcat. Referitor la Târgu Drotuș, nu avem doar trei stații, va trebui să fie și o parte și cu alta. Nu ca la Tuta sau la Vinișoara, că oamenii se duc în obiect. Aici e vorba și de pietoni, strade, de neuri. Deci aici va fi în paralel. Deci aproape față în față. Nu chiar față, dar și pe stânga și pe dreapta, da. Deci să fim și noi ca... Da, mulțumesc, frate. Plăcere. Stați un pic, numai o secundă, vă rog. Țineți cont și de faptul la stațiile, cum spuneți, și pe stânga și pe dreapta. Unde se coboară, nu îi trebuie stații de autobuz. Deci în partea asta spre ieșire, nu urcă nimeni în bucă la Târgu Ocna. Partea sunt foarte puțin. Deci lăsați-le la urmă astea, gândiți-le și lăsați-le la urmă. Și stații unde se coboară, nu se urcă. Nu așteaptă nimeni stații. La stațiile unde se coboară. Cum? Da. Nu orică trebuie stații, că stă în ploaie, când coboară, doar că vorbim și acasă. Exact. E de ce? Unde era gândită stația aia domnul Spărin? Unde era gândită stația aia domnul Spărin? Păi că nu am venit stații. Să mă ieși cum mergi și coboară. Da, s-a gândit că nu mergi la Mișoara. Dacă nu mai sunt discuții, e pașul.